Peștera cu focul în vatră de Eliana Popa. Trăia odată într-o pădure un pusnic tare cuvios. Se nevoia în rugăciune și mult îl îndrăgea Hristos. Și a primit un mare dar, dorit de orice muritor. Adeseori se îi se arate chiar îngerul său păzitor. Stăteau de vorbă, față în față, ca doi prieteni minunați. Un înger lângă un sihastru, cu dragostea de sus legați. Dar într-o zi în care moșul porni să caute bureți, văzu în fața lui o ceată cu câțiva vașnici călăreți și după ei, legat în lanțuri, mergea un hoț, cea tâlhărit, târât spre locul de pedeapsă, fiind la moarte osândit. Își zise cuvios în barbă aceste cuvințele: așa, așa, să-și ia pedeapsa pentru purtările lui rele. Și începând din ziua aceea, când pe tâlhar l-a judecat, prietenul său, cel din ceruri, de fel nu s-a mai arătat. Și s-a mâhnit atunci sihastrul și s-a întrebat ce a greșit. N-a mai băut nici strop de apă 3 zile. Nu s-a mai hrănit, plângea și se ruga fierbinte. Nu și-amintea păcatul greu ce l-a gonit pe sfântul înger și l-a mâhnit pe Dumnezeu. Văzându-l plânsul și durerea, a treia zi, în ceas de seară, când ploapa zilei se închide și astrul spre apus coboară, prietenul său, cel din taină, divinul înger păzitor, a coborât iar în chilie și i-a grăit dojenitor: așa te-ai bucurat tu, frate, și mintea ta ai judecat pe acel nefericit tâlhar pe care ei l-au condamnat. De ce te faci judecător? Te-au pus a-l judeca pe el? Nu știi că toată judecata o are doar Dumnezeu din cer? Însă nu plânge, doar mă ascultă, căci mila Domnului e mare. Eu îți voi spune ce să faci de vrei să dobândești iertare. Uite, îți dau această rămurică. E veștejită și uscată. Va trebui să o porți cu tine, să nu o lepezi niciodată, și când vei merge la culcare, să-ți fie pernă rămurica. Să părăsești acest pustiu, să nu-ți iei traista, nici sărica. Să mergi în lume printre oameni și să cerșești bătând la porți, să pribegești și zi și noapte, să întâlnești tâlhari și hoți, iar cineva, de te opri în a lor casă peste noapte, te odihnești. Apoi, în zori, să-ți vezi de drumuți mai departe, să pribegești zi de zi, până în astru o să apună. Zi după zi, cu plânsul în geană, până ai să faci o faptă bună. Așa a hotărât acela ce ne-a zidit. Așa a hotărât acela ce ne-a zidit și ne-a creat, fiindcă tu, pe al tău frate, l-ai osândit și judecat. Când vei vedea cum rămurica a înverzit și are floare, să știi, iubitul meu prieten, că atunci ai căpătat iertare. Hei, bătrânul, auzind acestea, primește ramura uscată și se întoarse iar în lume, rătăcitor din poartă în poartă. Cerșea un colțișor de pâine și un adăpost pe timp de noapte. De multe ori, lipsit de ele, mergea cu Domnul mai departe și, ostenit fiind odată, intră să doarmă într-o pădure, nădăjduind că în luminișuri o să găsească rugi cu mure. Nu mai mâncase de 3 zile și parcă nu avea putere, era slăbit de atâta umblet și trist de marea lui cădere. O, Doamne, trupul mi-e povară
și sufletul e obosit, și firul din suveica vieții s-a subțiat și s-a slăbit. Ce faptă bună mai pot face eu, putregaiul, încă viu? Mai ai răbdare cu moșneagul? Sau poate, Doamne, e prea târziu? Așa a cugetat bătrânul, când iată chiar în fața sa o peșteră cu bolta înaltă și cu un foc care ardea în fața vetrei, sta de veche privind afară o bătrână. Păși sfios spre ea sihastrul. Măicuță dragă, seara bună! Te rog, îndură-te de mine, că-s ostenit și mă dor toate și lasă-mă să dorm aici, în zori. Pleca voi mai departe. Cu milă îl privi bătrâna, făcându-și nodul la năframă. Nu pot să te primesc, părinte, chiar dacă vreau, fiindcă mi-e teamă. În frica Domnului îți spun că am 3 fii, tâlhari și hoți, de aceea se feresc de oameni și locuim aici cu toți. De te-o primi chiar și o noapte, cum ar fi drept și creștinește, s-ar supăra sau și mai rău, te-ar omorâ, Doamne ferește. Bătrână, eu sunt un om de treabă, nu sunt slujbaș al stăpânirii. Te rog să nu te îndoiești. Te rog, în numele iubirii, flăcăii tăi chiar de sunt aprici, azi nu te vor lua la rost, că ai miluit un călător flământ și fără adăpost. Bătrâna l-a poftit să intre, căci parcă-și risipise frica. El s-a culcat într-un ungher, având drept pernă rămurica. Mirată fiind de-așa pribeac și neștiind cum să înțeleagă de ce bătrânul musafir, drept căpătâi, și-a pus o creangă. L-a întrebat de unde vine și unde merge călător. Iar el i-a povestit cu lacrimi greșeala lui de a fi apăr. Și când a auzit bătrâna cum pentru o faptă așa de mică e nevoit să rătăcească, vai, s-a cutremurat de frică. Dacă acest bătrân beteag e nevoit să rătăcească până va face o faptă bună și creanga o să mugurească, apoi ficiorii ei tâlhari, amar, amar, ce vor primi? O, Doamne, Iisuse Hristoase, pe ei cum îi vei osândi? Dacă acest sihastru blând doar pentru un gând e pedepsit, flăcăii mei ce vor răspunde? Că au furat și au tâlhărit? Nici bine nu-și termină gândul și iată, fiii au venit și mânioși se întorc spre ea, văzând străinul adormit. Ce-i făcut? Și cine-i omul? De câte ori ți-am spus noi, mamă, să nu primești niciun străin? Grăiră cei 3 hoți cu teamă. N-aș fi putut să nu-l primesc, fiindcă și el e pedepsit. Pe Dumnezeu l-a supărat pentru un gând nesocotit și pribegește zi de zi prin arșiță, prin vânt și ploi. Nu are loc de înnoptat. De milă l-am primit la noi. Priviră cu mirare toți spre cuviosul adormit, neînțelegând privindu-i chipul ce faptă rea a săvârșit. Dar unul dintre cei 3 frați, răutăcioși fiind din fire, strigă la el, strigându-i somnul. Hei, moșule, măi, musafire, ia să ne spui povestea ta, ce-ai făcut și cine ești, cum ai ajuns în grota noastră? Ridică-te să ne vorbești. S-a ridicat atunci bătrânul și a început a-și spune viața cu glasul blând, cu lacrimi grele, aproape până dimineața. Și în tot acest răstimp în care și-a spus întreaga lui poveste, cei 3 tâlhari simțeau în suflet căința, cum îi năpădește. Au început atunci a plânge, știind ce mult au stat în rău și uite cum, în acea noapte, toți s-au întors la Dumnezeu.
toți se rugau, și fii, și mamă, cu lacrimi multe și căință, făcând din peștera sa rece chilia lor de pocăință. Spre dimineață au adormit și ei, alături de Sihastru, și s-au trezit în miezul zilei, când lumina puternic astrul. Au vrut să-l scoare pe bătrân, dar ființa lui era împietrită, iar ramura sub capul său era frumos înmugurită, trecuse în viața de apoi, acolo unde mergem cu toții, având alături Sfântul Înger, o bătrânică și trei hoți. În peștera cu foc în vatră, în mâini cu șirul de mătanii, trei cuvioși la ceas de seară cântau tropare și litanii. Amin.